Anul 2000 este faimos pentru mai multe lucruri, este posibil unul dintre anii mei preferați de când sunt pe planetă. Dar pe 25 iulie 2000, dacă erai pe aeroportul Charles de Gaulle din Paris, cu siguranță priveai cu oroare un avion în flăcări. Acela era Concorde-ul Air France 4590, care tocmai ce își luase zboruri de pe pista de decolare. Avionul supersonic Concorde a părăsit pista în flăcări, două motoare eșuaseră, iar piloții se luptau să țină avionul deasupra pământului, acesta reușind să ajungă la o altitudine de doar câteva zeci de metri. Ei se aflau într-o cursă contra cronometru, pe care nu aveau cum să o câștige, iar în mai puțin de un minut de la decolare, avionul urmează să-și piardă viteza necesară, să se învârtă în gol și să se izbească de un hotel, omorând pe toată lumea de la bord și încă 4 oameni de pe teren. Avionul supersonic putea să fie auzit de la kilometri distanță când decola și ateriza, iar accidentul fiind primul în 24 de ani de când funcționa acest avion, a răsunat deasupra întregii planete. Deși nu era cel mai practic avion din lume, acesta inspira oamenii la mai mult. Era văzut ca următorul pas al tehnologiei, un avion care te poate duce cu viteza de peste 2000 de km la oră, mult mai departe, mult mai rapid, la o altitudine de unde poți să vezi curbura pământului fără a avea nevoie de un costum spațial. Concorde-ul reprezenta secolul al 21-lea, vârful tehnologiei, un avion superb în care oamenii visau să ajungă. Iar acest avion, maximul tehnologiei din ziua de astăzi, Titanicul vremurilor sale, era la fel ca și Titanicul inimaginabil de doborât. Cu atât mai puțin la doar câteva secunde după ce și-a luat zborul. Cercetătorii au aflat că a fost un lanț ar greșelilor care a dus la acest dezastru. Dezastrul a început cu câteva săptămâni mai devreme și a fost legat de un alt avion, Continental Airlines DC-10, care în momentul erorii se afla la jumătate de planetă distanță. În combinație cu erorile de calcul cu privire la greutatea pe care o putea susține avionul și deciziile rapide de la control și din avion, care au dus la acest avion în flăcări să părăsească pista și să pornească cele 46 de secunde de groază, secunde care urmează să schimbe aviația pentru totdeauna. Iar în acest episod vă invit să le urmărim. Începuturile. Spre sfârșitul anilor 50 și începutul anilor 60, lumea a presupus că motoarele cu reacție nu sunt altceva decât un următor pas spre drumul la ceva și mai tare, zborul supersonic. Avioanele cu reacție au reușit să jumătățească timpul petrecut în aer pentru a ajunge din punctul A în punctul B, dar dacă un avion ar reuși să treacă dincolo de viteza sunetului și să zboare în zona optimă, ar putea să jumătățească din nou timpul de călătorie. Franța, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, URSS au început să studieze și să lucreze la asemenea avioane. Atât de mare a fost investiția economică încât Boeing-ul 747, faimos până ziua de astăzi, a fost făcut în minte ca și avion de transport marfă. Lumea aeronautică se aștepta ca avioanele normale cu reacție să nu mai fie suficiente, să nu mai zboare nimeni cu ele pentru că sunt prea lente. Din nefericire, calculul de pe hârtie nu s-a potrivit realității zborului. Avioanele supersonice aveau nevoie de o pistă de decolare și aterizare mult mai lungă decât celelalte avioane și nu puteau să zboare deasupra zonelor rezidențiale sau asupra vreunei zone populate, și asta pentru că atunci când spărgeau bariera sunetului, spărgeau și geamurile oamenilor. Existau daune mari, plus sunetul era inconfortabil pentru majoritatea oamenilor care se aflau într-o rază de câțiva kilometri. Odată ce rutele posibile se aflau doar asupra apei, guvernele, companiile care și-au arătat interesul înainte și l-au pierdut. Doar două țări au vrut să mai dezvolte acest tip de zbor, Marea Britanie și Franța. Împreună au făcut Concorde-ul, care înseamnă un acord, Concorde în engleză și Concorde în franceză înseamnă acord, pentru că aceasta a fost o înțelegere între cele două companii. S-au produs undeva la 20 de avioane, fiecare din cele două țări primind câte jumătate din acest număr. Acest avion avea o formă superbă, un bot alungit, niște aripi delta minunate și putea să călătorească cu peste 1200 km mai rapid decât oricare alt avion de pasageri din lume. Din nefericire, pentru că nu putea să atingă această viteză peste zone populate, întreținerea costa foarte mult, avioanele se stricau destul de des și trebuiau să fie întreținute cum trebuie. Întotdeauna aveai nevoie de un avion de rezervă înainte de a stabili un zbor, pentru că dacă se strica vreun lucru la avionul pe care l-au închiriat oamenii, trebuia să le dai un avion exact la fel. Oamenii au plătit un preț mare pentru bilet. Cât era de mare prețul? Un dus întors, Paris-New York, era undeva la 10.000 de euro sau 12.000 de dolari
dus întors, de zeci de ori mai mult decât un preț de bilet normal. Dar nici viteza nu avea sens, chiar Concordul acesta, care s-a prăbușit, a avut o întârziere de 45 de minute, iar întârzierile erau comune. În concluzie, pentru British Airlines și Air France, acest avion era doar un simbol al statutului. Acestea erau cele mai belea companii aeronautice din lume, care doreau să aibă cel mai tare avion din lume. Și în timp ce avioanele stăteau mai mult în service decât în aer, odată ce vedeai frumusețea avionului Concorde, nimic nu mai conta. Iar pentru piloți, zburatul unui Concorde era un vis, pentru pasageri era echivalentul unui poster cu un Lamborghini Countach pe peretele dormitorului, nu mai conta că interiorul era micuț, stăteai ca într-un avion personal, nu într-un avion scump, nu exista clasa 1, clasa 2, oamenii stăteau mai buluc în față dintr-un motiv sau altul, ferestrele erau micuțe, iar decolarea și aterizarea îți induceau sentimente variind de la teamă puternică până la teroare. Totuși nimic nu mai conta, pentru că odată ce ajungi la destinație sau ajungeai înapoi acasă pe avionul care n-a avut vreodată un accident fatal, puteai să te lauzi că ai văzut planeta de deasupra și ai mers cu Concordul la viteza dublă a sunetului. Și acestea erau singurele părți periculoase ale avionului. Decolarea și aterizarea la fel ca la oricare alt avion. Iar avionul a fost făcut să zboare la viteze mari, dar nu să decoleze atât de bine și să aterizeze, lucrurile importante pe care trebuie să le facă un avion. Iar avionul, în timp ce era la sol, chiar trebuia să își coboare botul pentru că piloții nu puteau să vadă încotro merg. În ciuda tuturor acestor dificultăți, în anul 2000, Concorde deja zbura de 24 de ani, fără probleme de siguranță, fără accidente cu pierdere de vieți, astfel, să vezi un Concorde sau să te gândești că un Concorde pur și simplu va pica din cer, era inimaginabil. Iar pe 25 iulie 2000, 100 de pasageri s-au strâns la aeroportul francez Charles de Gaulle în Paris, pregătiți să urce în zborul 4590 Air France. Acesta pleca de la Paris la New York și la viteza pe care o avea Concordul, trebuiau să ajungă New York undeva în 3 ore, de 2 ori mai rapid decât dacă ar fi luat un avion normal. Din nefericire, Concordul, cum spuneam mai devreme, a fost întârziat cu 45 de minute și asta pentru că mecanicii trebuiau să termine o reparație la unul dintre motoare. De ce nu a folosit Air France avionul de rezervă? Acesta era avionul de rezervă. Avionul original era în service pentru că avea o problemă tehnică considerată mai serioasă. Dar indiferent de problemă tehnică, ambele ar fi pățit același lucru. Majoritatea pasagerilor au fost turiști nemți care și-au cumpărat un tur care era într-o croazieră în jurul lumii, iar parte din croazieră era și zborul Concorde din Paris la New York, după care croaziera continua înspre Ecuador. Unii de la bord erau bogați și și-au cumpărat biletul fără să se strezeze foarte mulți, dar alții, cum ar fi un cuplu de profesori, strânseseră bani pentru 20 de ani cu scopul acestei excursii. Piloții și inginerii de la bord erau oameni cu experiență nu doar în aeronautică, dar și în Concorde, trecuți de vârsta de 50 de ani, cu zeci de ani de experiență în spate și chiar această experiență e posibil să fi fost vinovată pentru accident. Vedeți voi, în zborul 4590, echipajul și cei de la sol aveau o problemă logistică. Cu 100 de pasageri la bord, avionul era complet plin. Avem 9 membri ai echipajului, o grămadă de bagaje pentru că oamenii au mers în vacanță, 95.000 de litri de combustibil, suficient încât să umple fiecare rezervor la plin și o problemă cu greutatea avionului, aceasta fiind maximă la 185.000 și 70 de kilograme. Însă, indiferent cum au împărțit kilogramele, nu reușeau să iasă sub această greutate. Cei implicați au spus că nu trecem atât de mult peste greutatea admisă a avionului, trecerea fiind între 700 și 2000 de kilograme, avionul putând să fie exploatat mai mult de atât, din nefericire, nu toate bagajele de la bordul avionului au fost înregistrate. Vorbim desigur de un zbor înainte de 11 septembrie 2001. Astfel avem 19 bagaje în avion, în compartimentul de bagaj, care nu au fost cântărite și nu au fost puse în calculul greutății. Pilotul a calculat că va arde undeva la 2000 de litri de combustibil în timp ce se va pregăti pe pista de decolare, în timp ce se va învârti să-și găsească poziția, cantitate visător de înaltă, iar calculele mai târziu, făcute de experți, au arătat că avionul, în realitate, a pornit de pe pistă cu o greutate mai mare decât era maximul de greutate al acestuia. Și aceasta nu era singura problemă. Centrul de gravitate, în loc să fie la 50-50, era 54,2%. Spatele avionului, atârnând cu 4,2%,
mai mult decât ar fi fost maximul. Iar experții spun că acestea sunt cele mai mici cifre la care se pot gândi, e posibil realitatea să fi fost mai mare, fundul să fie atârnat și mai mult, cu și mai multă greutate. Desigur, avionul putea să zboare peste aceste limite, însă trecând de limită, piloții și-au tăiat una dintre măsurile de siguranță pe care le-ar fi putut avea, în caz că la decolare avea să se întâmple ceva nefericit. Cei de la Sol au consemnat că, având puțină mândrie în voce, primul ofițer al zborului a cerut controlorului să îi se dea voie să folosească întreaga pistă de decolare de 4,2 km lungime și până a ajuns în poziția de decolare, primul inginer al zborului a spus că au folosit 800 de litri de combustibil, mult mai puțin decât cei 2000 pe care îi desemnaseră pentru această funcție. Cu această informație cunoscută, ar fi trebuit pur și simplu să stea pe poziție, să consume restul de 1200 de litri și să plece. Însă capitanul Marty, la această remarcă, a spus: măi, încă n-am plecat, nu-i așa? După ce au terminat verificările, au primit verde de decolare la 16:42. Capitanul Marty a pregătit avionul pentru puterea necesară de decolare, iar cele patru motoare Rolls-Royce au început să fie auzite până la kilometri distanță. Pasagerii s-au simțit împinși în scaun pe măsură ce avionul accelera până la viteza incredibilă necesară decolării. Toată lumea din aeroport și-a întors privirea înspre avionul care decola, pentru că sunetul nu putea să fie confundat cu altceva, pământul se zguduia, Concordul răgea. După 23 de secunde, primul ofițer Marcot a spus: viteza de 100 de noduri, ceea ce înseamnă 185 de km la oră. În câteva secunde spune V1, viteza maximă în timpul decolării, unde decolarea încă poate să fie oprită. Și atunci, la 16:43 și 10 secunde, Concordul a fost lovit de dezastru. Mișcându-se cu viteza de peste 220 de km la oră, cauciucul intern frontal al trenului de aterizare stâng a lovit o bucățică mică de metal de 40 de cm lungime care stătea pe muchie de-a lungul pistei de decolare. Bucățica mică de metal a tăiat instantaneu cauciucul aflat la presiune, ducând la dezintegrarea instantanee și violentă a acestuia. Într-o fracțiune de secundă, resturile de cauciuc și de metal au început să zboare în toate direcțiile, distrugând nu doar metalul de sub avion, ci intrând și în acesta, tăind cabluri electrice, afectând ușile trenului de aterizare și afectând puternic una dintre aripi. Imediat combustibilul a început să curgă din aripi, din rezervorul numărul 5, a curs de-a lungul avionului până în motoare, iar firele expuse electrice au făcut acest combustibil să se aprindă aproape instantaneu. Pe măsură ce o explozie de flăcări a erupt sub aripa stângă, aerul turbulent și combustibilul care au intrat în motoarele stângi au făcut aceste motoare să-și piardă din putere, mai multe explozii având loc în acestea până la evacuare. Avionul a început să vireze stânga în urma puterii inegale din partea celor două părți ale avionului care aveau o serie de motoare funcționale și o serie la putere redusă, plus trenul de aterizare care muta direcția avionului din centrul pistei de decolare în stânga, în câmp. Povestea asta ar fi putut opri aici, ar fi putut să o lasă mai mare cu motoarele și să pur și simplu să nu mai încerce să decoleze. Din nefericire, în direcția lor era un Boeing 747, la bordul căruia, întorcându-se din Japonia, dintr-o călătorie în vizită, se afla președintele Franței Jacques Chirac. Concordul oblojit se ducea direct înspre 747, iar primul ofițer Marcot a strigat: grijă! Capitanul Marty, știind că nu are cum să mai decoleze avionul și că se va lovi cu siguranță de 747 dacă ajunge pe iarbă, nu a pus frână, ci a accelerat și mai tare. Avionul încă se afla la 15 km sub viteza necesară, dar capitanul Marty a simțit că nu are nicio altă opțiune. A tras puternic volanul dreapta și a ridicat botul pentru decolare. În același timp, inginerul de zbor Jardineau știa că avionul nu va putea zbura și a strigat stop, dar nu a fost auzit, pentru că în același timp, controlul aerian a spus: Concord, știi că ai flăcări în spatele tău? Uitându-ne la avion din perspectiva 747-lui în care se afla Chirac, pasagerii se uitau cu groază la Concordul în flăcări care a zburat pe lângă ei atât de aproape de a-i lovi, cu piloții din Boeing mască. Din acest avion avem o persoană care rapid a pus mâna pe o cameră și a fotografiat decolarea, imortalizând acest moment. Înapoi în Air France 4590, inginerul de zbor Jardineau a anunțat: Eșec motor 2. Alarmele au început să sune, senzorii de temperatură au arătat că motorul 2 este în flăcări, iar Jardineau a cerut stingerea motorului numărul 2. Capitanul Marty a spus: procedura de incendiu
motor. Jardineau a tras de mânerele pentru extintoare, iar în acel moment, motorul numărul 1, care începuse să-și revină din probleme pe care le-a avut inițial, a început să piardă din nou din putere, și asta pentru că o bucată din aripa care se afla în flăcări a căzut în avion și a afectat elicele compresorului. Viteza a început să scadă pe măsură ce avionul mult prea greu se chinuia să stea în aer, având doar două motoare funcționale. Primul ofițer Marcotte a strigat: "Viteza, ai grijă la viteză, viteza!" Șocat, un alt pilot care urmărea de la sol a spus: "Chiar arde, ha?" Câteva secunde cineva a răspuns din avion, a spus: "Da, chiar arde și nu știu sigur dacă vine de la motoare." Pentru a crește viteza, capitanul a spus: "Retrageți trenul de aterizare." În același timp, de la turnul de control, i s-a spus: "Ai flăcări puternice în spatele tău?" Marcotte a spus: "Da, înțeleg." În același timp a strigat din nou: "Trage trenul de aterizare." Controlorul i-a spus: "Fă ce vrei, ai prioritate să te întorci pe aeroport." "Retrage trenul, retrage trenul." Alarma din motorul 2 a pornit din nou, chiar dacă sistemul de stingere a focului era pornit. Marco a spus: "Încerc să retrag trenul." A tras de mâneri de mai multe ori, dar acesta nu s-a retras. Una din ușile trenului de aterizare au fost afectate mai devreme și nu se putea deschide pentru închiderea trenului de aterizare. Răspunzând la a doua alarmă de incendiu, Jardineau a spus: "Trag, trag, trag." Urmând să taie și combustibilul care se ducea spre motorul 2. Și asta pentru că parametrii arătau clar că acest motor oricum nu produce putere. "Ai închis motorul 2?" a întrebat Marty. Jardineau a spus: "L-am stins. Viteza, viteza, trenul nu se retrage." În acest moment, motorul 1 și 2 nu mai ajutau avionul să zboare. Motoarele care au rămas se chinuiau să-l țină în aer, avion care nu a reușit să ajungă la mai mult de 60 de metri altitudine. Pe măsură ce acesta zbura peste alte clădiri din aeroport, mai multe bucăți din aripa stângă au început să se rupă și să cadă pe acoperișul aeroportului. Altitudinea acestui avion era atât de joasă încât un curier prins sub avion s-a trezit cu tricoul ars de pe el. După ce a trecut de aeroport, a ajuns deasupra autostrăzii, de unde soția unui șofer de camion a reușit să filmeze câteva secunde cu avionul în flăcări. Din nefericire, în momentul de față, avionul era spre direcția inevitabilă a distrugerii. Depășise maximul centrului de gravitate, avea două motoare oprite, trenul de aterizare deschis, o viteză mai mică de 550 de km la oră, care i-ar fi fost necesar pentru a-și păstra altitudinea, cu singura opțiune de a mări viteza fiind mersul în jos pentru a căpăta viteză. Însă o altitudine de 60 de metri, aceasta nu era o opțiune. În același timp, combustibilul care se scurgea făcea acest lucru din fața avionului, ceea ce muta și mai mult centrul gravității înspre spatele acestuia, făcând avionul să se ducă în sus, fără putere de a putea susține această greutate și direcție. Astfel, avionul avea tendința de a se duce și mai mult în spate, cu botul în sus, fără o putere de la vreun motor pentru a împinge avionul mai departe înainte, cu o aripă stângă, incapabilă de a mai produce mișcarea necesară pentru a te duce înainte sau în sus, viteza sub 200 de noduri sau 350 de kilometri și doar câteva secunde distanță de dezastru. Odată ce avionul a început să piardă altitudine, avertizarea de apropiere a terenului a pornit. În același timp, centrul de control suna la pompieri, spunându-le că nu știu exact unde se va duce, doar direcția generală. Centrul de control i-a spus Concordului să se întoarcă pe pista de aterizare, însă personalul de la bordul avionului avea alte planuri. Drept în fața lor era aeroportul municipal Le Bourget, doar la câțiva kilometri distanță. Pista de aterizare era prea scurtă, dar era singura lor speranță. Primul ofițer Marco a strigat: "Le Bourget, Le Bourget, nu încercăm să ajungem înapoi, încercăm Le Bourget." Însă Concordul nu mai avea nici viteză, nici timp. În acel moment, avionul a ajuns sub viteza necesară pentru a putea controla direcția avionului. Aripa dreaptă s-a ridicat, aripa stângă s-a dus în jos, iar avionul s-a rotit în stânga spre pământ. Capitanul Marty imediat a decelerat puterea motoarelor 3 și 4, încercând să reducă din asimetrie și să recapete controlul asupra avionului, dar era prea târziu. Iar ultimele cuvinte înregistrate de la bordul avionului au fost ale ofițerului Marco: "Nu." Puternic înclinat spre stânga, coborând cu o viteză de 500 de metri pe minut și o viteză înainte de doar 150 de km la oră, Concorde s-a lovit de hotelul L'Hotelissimo, în afara orașului Gonesse. Hotelul a fost tăiat în două, a avut loc o explozie cu o minge de foc, flăcările au curs de-a lungul holului clădirii și în toate încăperile hotelului. Avionul a distrus hotelul ieșind până în partea cealaltă acestuia și a aruncat resturi peste tot în terenul din zonă. În hotel, desigur, panica a lovit pe toată lumea care mai era în viață după impact,
4 angajați ai hotelului au murit instantaneu, inclusiv o puștoaică, o adolescentă care venise în a doua ei zi de lucru acolo, iar cei care au rămas în viață nu aveau pe unde să scape. În câteva secunde hotelul a fost acoperit de flăcări și mai multe secțiuni au început să se dărâme. Avionul Concorde a fost auzit din hotel, oamenii erau la geamuri și vedeau avionul cum zboară în flăcări. În doar câteva secunde de la ridicatul din pat pentru a vedea ce se întâmplă, s-au trezit că avionul este peste ei. Oamenii au început să sară de la ferestrele etajului al doilea, iar martorii oculari care s-au grăbit în fața hotelului au reușit să prindă câțiva oameni pe măsură ce cădeau din clădire, iar cei care se aflau mai jos au ieșit din clădire. Accidentul putea să fie mult mai mare la sol, cu doar câteva minute mai devreme, recepționista hotelului a trimis majoritatea angajaților acasă mai devreme, iar autobuzul care venea de la avion cu alți clienți a întârziat. Recepționista în sine a supraviețuit datorită biroului mare, masiv de la recepție din lemn, având doar arsuri pe mâini și pe față. Pompierii au ajuns, însă majoritatea avionului și a clădirii era deja arsă, fiind clar că niciunul dintre cei 100 de pasageri nu a supraviețuit și în total toți cei 109 de la bordul avionului au murit, împreună cu alți 4 angajați ai hotelului, cu alți 6 oameni fiind răniți. Pe cât de puternic era sunetul Concordului, a fost și sunetul veștii accidentului acestuia. Internetul tocmai se născuse sau începuse să prindă picioruțe și peste tot, nu doar în ziare, era vestea avionului Concorde care a picat. Inițial, analizele au arătat înspre o problemă la un motor, însă problema reală a șocat și surprins și mai mult lumea. Povestea a fost petecită cu ajutorul bucăților din ce a mai rămas din Concorde și nu bucățile din hotel, ci rămase pe pista de decolare Charles de Gaulle. Mai multe bucăți de cauciuc, metal al rezervorului numărul 5 și o bucățică mică de metal neidentificată. O secțiune a cauciucului arăta o tăietură transversală adâncă, aceasta se potrivea cu bucata mică de metal, iar mai târziu testele din laborator au arătat că acest metal pe muchie a putut să taie cauciucul Concordului și să-l facă să explodeze, lucru care a aruncat cauciuc în toate direcțiile. Investigatorii au descoperit faptul că au existat câteva accidente anterioare care s-au născut în același mod, un cauciuc care a explodat a dus la afectarea trenului de aterizare, a aripilor și a rezervoarelor avionului, cu accidentul cel mai serios fiind în 1979, unde un cauciuc care a explodat a afectat rezervoarele în mai multe locuri. Din rezervoare a curs combustibil, iar trenul de aterizare nu a putut să fie închis. Din fericire, în acest caz, flăcările nu s-au aprins pentru că firele de curent nu au fost tăiate și nici motoarele nu au fost afectate, astfel piloții au reușit să se întoarcă și să aterizeze în siguranță. În urma incidentului, Concorde și-a întărit roțile din trenul de aterizare și metalul folosit pentru protecția rezervoarelor. În cazul Air France 4590 nu se știe cât de mult a fost afectat rezervorul numărul 5 pentru că nu a fost găsit. Totuși ce a rămas pe Charles de Gaulle a arătat că rezervorul nu s-a spart de la exterior la interior, ci de la interior la exterior. Exact opusul la ceea ce te așteptai dacă acesta s-ar fi spart în urma impactului de la cauciuc de la exterior. Acest lucru ne duce înapoi la începutul episodului unde am spus că rezervoarele au fost pline. Combustibilul folosit de Concorde nu putea să fie comprimat. Astfel, odată ce în afara Concordului a avut loc o explozie, materialul sau rezervorul a fost împins înăuntru, combustibilul nu avea unde să ajungă. Dacă o tăietură mică a făcut exteriorul rezervorului vulnerabil, odată ce combustibilul a trebuit să găsească un loc pe unde să iasă pentru că nu putea să fie comprimat, a făcut rezervorul să explodeze printr-o afecțiune exterioară, dar din interior explodeze, decât să fie tăiat de la exterior și doar să se scurgă. Odată ce scurgerea a avut loc, combustibilul vaporizat s-a aprins instantaneu, dar britanicii și francezii nu au fost siguri de ce s-a aprins. Francezii cred că din cauza firelor de curent care au fost tăiate și au dus la scânteie, lucru care ar fi explicat de ce flăcările ard contra vântului. Experții britanici spun că e posibil flacăra să fi călătorit contra vântului de la motor înspre rezervor. După asta, motorul numărul 1 a fost afectat pentru că au intrat resturi în el, iar
aflați în fața deciziei de a decola sau nu decola, piloții nu aveau cunoștințele necesare cu privire la ce se întâmplă sub avion pentru a lua această decizie. Dacă era mai bine să meargă mai departe aflându-se deja dincolo de viteza cu care ar fi trebuit să decoleze, față de decolat, nu putem să știm. Dezastrul ar fi fost mai mare dacă rămâneau pe pistă sau mai mic, nu poate fi știut. Aflându-se în fața unui 747 cu și mai mulți oameni la bord, pilotul a luat decizia normal în momentul acela de a vira în direcția opusă cu un avion care deja avea o problemă cu direcția. A decolat în ciuda faptului că nu avea viteza suficientă, lucru care a destabilizat și mai mult avionul. Piloții știau că există o problemă măcar la motorul 2. Unii piloți au spus că avionul ar fi putut să fie stabilizat până la urmă, ar fi putut să fie scoasă și mai multă performanță din motoarele avionului și ar fi reușit să ajungă la viteza și altitudinea necesară pentru a ateriza pe alt aeroport. Însă în urma alarmei de incendiu, inginerul a stins motorul numărul 2 și asta fără a consulta capitanul, la altitudine de doar 60 de metri, în ciuda faptului că operațiunea standard întârzie oprirea motorului, chiar și în caz de incendiu, până se află o altitudine de măcar 120 de metri. Inginerul a urmat un alt set de instrucțiuni care a permis să oprească motorul fără să ia în calcul altitudinea. Din nefericire, neștiind că motorul numărul 2 era ok, spre deosebire de vecinul său, motorul numărul 1. Dacă i s-ar fi permis să mai zboare câteva secunde și ar fi revenit în urma fluctuațiilor de putere inițiale și ar fi continuat să împingă motorul înainte pentru nu știm cât timp. Le-ar fi fost suficient să ajungă la Le Bourget? Puțin probabil. Odată aflat în aer, piloții aveau puține opțiuni pentru a evita un accident, nu aveau suficientă viteză pentru a menține altitudinea cu doar două motoare, nu aveau cum să crească viteza coborând, puteau să mărească unghiul avionului pentru a se ridica mai mult, dar acest lucru ducea la scăderea vitezei avionului, iar această decizie sus, jos, sus, jos a dus avionul într-o spirală înspre pământ la doar 46 de secunde de la decolare. Iar în final, dacă s-ar fi luat în calcul serios greutatea avionului și faptul că s-a trecut peste aceasta, acțiunile piloților odată ce avionul și-a luat zborul, luând aceste cifre în calcul, nu ar fi salvat avionul. Ce l-ar fi salvat era faptul că nu pleca avionul deloc pentru că avea această problemă cu greutatea. Însă, pentru că Concordul trebuie să zboare, pentru că biletele sunt scumpe și clienții sunt selecți, piloții având experiență și putând să facă față problemelor dacă ar fi fost să apară, au luat decizia teribilistică de a zbura. Unind asta cu faptul că în mod eronat s-a raportat viteza vântului, piloții știind că au vânt din spate, în realitate aveau vânt din față. Certificatul medical care îi permitea primului ofițer Marco de a zbura expirase de 9 zile, susține această teorie din cultura franceză a faptului că trebuia să zboare Concordul. Misiunea era mai importantă decât orice altceva, ne descurcăm noi. Dacă nu și-ar fi luat zborul, piloții ar fi simțit nu doar că au dezamăgit lumea, ci pe ei înșiși, pasagerii, națiunea. Era o chestiune de mândrie națională. Vorbeam de doar câteva mii de kilograme față de cele 180.000 de kilograme ale avionului. Ce sunt acestea 2.000 de kilograme, un pic de vânt și un pic de vânt în fața mărețului Concorde? De asemenea, s-a discutat despre un distanțier mic. Acesta a lipsit din trenul de aterizare, a fost schimbat câteva zile mai devreme, iar cei care l-au reinstalat au uitat să pună distanțierul. S-au făcut teste pentru a se proba această teorie, nu ar fi afectat în niciun fel și nu a arătat că în timpul decolării trenul de aterizare a fost împins în stânga sau în dreapta vreun pic. Iar în final, ne întoarcem la ce am spus la început. Bucățica aceea mică de metal. Ce trăsnet căuta pe pista de decolare? De unde a venit? Examinarea inițială i-a făcut pe investigatori să spună că nu are cum să fi fost o parte din avionul care și-a luat zborul, pentru că era extrem de prost făcută. Era o bucată de metal de 44 de cm lungime, făcută din un aliaj de titaniu, acoperită de un adeziv roșu cu o lățime care varia între 29 și 34 de mm. Această bucățică de metal avea mai multe găuri în ea, făcute inegal, la distanțe inegale, fără nicio noimă, zici că era proiectul unui copil, din aliaj de titaniu, cu lipici folosit în aviație, pe pista de aterizare. Era clar că nu are cum să fie altceva decât de origine aeronautică. Investigatorii au reușit să limiteze lista suspecților până la un singur avion, cel care a plecat de pe pista de decolare 26R, cu doar 5 minute înainte de avionul Concorde, Air France 4590. Iar descoperirea avionului a fost întâmplătoare.
pe 30 august 2000, un investigator s-a întâmplat să vadă unul dintre aceste avioane suspecte parcat la porțile aeroportului Charles de Gaulle, iar avionul era Continental Airlines McDonnell Douglas DC-10. Și acesta era exact avionul care decolase de pe aceeași pistă de aterizare cu doar 5 minute înaintea Concordului în ziua accidentului. Din imaginele pe care le-a avut din aeroport, pentru că omul nu a văzut efectiv avionul, și-a dat seama că acest avion arăta dubios în zona motorului. A reușit să-și dea seama unde se află avionul în momentul acela, în Statele Unite ale Americii, a zburat până acolo și a văzut treabă de mântuială făcută pe avion. What a piece of junk! Odată ce au inspectat motorul stâng, au găsit vinovatul. O bucată mică de metal, folosită pentru că era ieftină, ușor de înlocuit și trebuia să se uzeze pentru a nu se uza metalul mai greu de înlocuit din spatele acestuia. Ușa de acces la motor pentru service era scumpă și mai complicat de înlocuit. Însă dacă pui o bucată de titaniu în zona de impact, înlocuiești doar bucata de metal. Iar această bucată de metal în zona de impact de la acest avion lipsea. În timp ce avionul se afla în zbor, ușa, pentru că era lovită de vânt la viteză mare, vibra în cadrul acesteia. În timpul vibrației se eroda, însă inginerii, adăugând această bucată de metal, au făcut ușa să nu mai vibreze și să nu se mai erodeze, ci bucata de metal ușor de înlocuit să facă acest lucru. Acestea erau mici, ușor de instalat, puteau să fie schimbate de oricine, astfel mecanicilor li se dădea voie să instaleze singuri aceste bucățele de metal. Nu trebuia să fie comandată o piesă nouă de la fabrică, puteau să fie tăiate bucăți de acolo, înșurubate, lipite, desigur urmau un ghid. Dar bucățile uneori erau instalate de mântuială. O asemenea bucată a fost observată în Tel Aviv de un inginer că nu mai era la locul ei, nu mai stătea frumos drept pe motor. Un mecanic și-a notat că trebuie să o înlocuiască, a dat-o jos, a făcut o altă piesă, însă nu perfect. Nu a urmat instrucțiunile corect. A făcut bucățica de înlocuire din titaniu în loc de oțel, nu a tăiat bucățica drept, corect, de unde și faptul că varia în mărime, și nu s-a asigurat că găurile corespundeau găurilor din suportul unde trebuiau să se afle. Ca rezultat avem această piesă cu o formă ciudată, plină de găuri care nu se potriveau și de-abia încăput în spațiul pe care trebuia să-l umple. Acum nu aruncați cu roșii stricate în acest om pentru că treaba de mântuială era făcută peste tot. Nici piesa de lângă, înlocuită de altcineva, nu era mai bună. Avea un șurub lipsă, nu stătea drept în suport, lucru care ducea la faptul că ușa motorului în sine se închidea greu. Investigatorii au tras concluzia că această bucată de metal a căzut din motorul avionului care a decolat cu 5 minute înainte de Concorde. În ziua aceea, conform regulilor internaționale, aeroportul trebuia să-și verifice pista de aterizare de 3 ori pe zi. Nu toată lumea verifica de 3 ori pe zi, cu atât mai puțin între fiecare avion. În ziua de astăzi avem sisteme automate care detectează resturile de pe pista de aterizare, dar atunci nu aveam. Odată aflate aceste lucruri, mai multe procese au fost deschise între companii, dar media, ziarele, procesele au alimentat flăcările Concordului. Britanicii și francezii au decis că trebuie să oprească avioanele Concorde de la mai zbura până nu fac modificările necesare siguranței acestora, au întărit roțile, au adăugat Kevlar sub avion, au întărit zonele unde se află cabluri, dar la mai bine de un an, la sfârșitul lui 2001, când Concorde se afla din nou în aer, două avioane au lovit pe 11 septembrie 2001 World Trade Center. Nu aveau nicio legătură cu Concorde, dar aveau legătură cu faptul că drumul cel mai comun al Concordului era spre New York. Călătoriile aeriene au scăzut în general în toată lumea, iar interesul pentru Concorde mai mult decât vreodată. În 2002, Concordurile înspre Europa și New York zburau aproape goale. Ca răspuns, Airbus, compania care producea piese de schimb pentru avion, a spus că din 2003 nu va mai face acest lucru, iar în 2003, Concorde și companiile britanice și franceze care operau avioanele Concorde au încetat să mai facă acest lucru. Avionul surprinzător, uimitor, frumos, a zburat pentru ultima dată pe 24 octombrie 2003. Acesta a aterizat la Heathrow în fața unei mulțimi în lacrimi și asta pentru că părea finalul unei ere. Concorde a împins mai departe limitele tehnologiei și pentru prima dată în ultimii 20 de ani părea că tehnologia nu mai merge înainte, ci merge înapoi. Umanitatea nu mai poate să avanseze. Concordul era un simbol al omenirii și a ingeniozității umane. Uitându-ne în urmă, plângem căderea Concordului, însă în ziua de astăzi oamenii zboară mult prea mult cu avionul. Zborul cu avionul are un impact puternic asupra sănătății planetei și a oamenilor în consecință. Concordul, ca și tehnologie, era rezultatul cercetărilor din anii 50 și 60, era extrem de ineficient la combustibil și combustibilul pe
persoană transportată, având în vedere noile reguli după 11 septembrie 2001 care s-au aplicat asupra aeroporturilor, oricum timpul de așteptare până când zbori făcea înjumătățirea timpului, economisirea de 3 ore să nu mai pară atât de importantă, faptul că stai oricum în bușon după ce ajungi la destinație încă o oră jumate, două, te făcea să-ți dai seama că mai 12.000 de dolari sau euro ca să ajung până aici doar ca să stau 2 ore în trafic, nu prea mai pare să merite, ar fi fost retras oricum de pe piață Concordul. Zborurile sunt în siguranță cel mai sigur mod de călătorie. Dacă în 2011 34.000 de oameni au murit în accidente auto, în avioane au murit doar 490. Având în vedere că în fiecare zi au loc peste 100.000 de zboruri de avion, peste 4 miliarde de oameni care zboară, cifrele arată în continuare că avionul este foarte sigur. În momentul de față se lucrează la alte tehnologii care vor să reproducă viteza Concordului, să fie mai eficientă, dar e puțin probabil să mergem vreodată acolo. Concordul va rămâne un simbol al ingeniozității umane și a cât de departe putem să ducem tehnologia de transport, dar în ziua de astăzi putem să câștigăm mai mult timp în mașini pe roți decât în avioane, cu un impact mai mic asupra ecosistemului. Mulțumesc pentru atenție, nu uitați de share, like și abonare, clopoțelul de notificare. Le mulțumesc patronilor, membrilor pe canal, celor care donează, nu uitați de aceste opțiuni. Stai că scoți mai și atenție ca din are.